Bine v-am găsit, ora știrilor, în emisia primului post nistrean de televiziune. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum. Granturi prezidențiale. Pentru ce vor cheltui sursele deținătorii? Opțiuni de muncă pentru elevii care doresc să lucreze în timpul vacanței. Cunoașteți statutul HIV. În Nistrenia are loc testare expres. Clubul militar sportiv Bars a câștigat grantul prezidențial. Clubul activează doar câțiva ani. E creat pe lângă Uniunea Republicană a Apărătorilor Nistrenii. Scopul de bază e educația patriotică a tineretului și pregătirea elevilor către serviciul în armată. Grantul prezidențial va fi cheltuit pentru dezvoltarea clubului, participarea la curse auto și nu numai. Am decis vara să organizăm tabere pentru elevii din clasele superioare, de genul cursul tânărului ostaș. Acolo va fi traseu cu obstacole, pregătire medical-tactică, tragere la țintă, lupta corp la corp, sport. Secția Clubului Militar Sportiv Bars activează în fiecare raion din Republică. A deveni cursant sau instructor voluntar poate fiecare doritor. Pentru aceasta vă puteți adresa în Uniunea Apărătorilor Nistreniei. La 30 de ani de activitate, Uniunea Jurnaliștilor din Nistrenia celebrează o dată jubileară. În toți acești ani a fost parcursă o cale dificilă. Au fost prezentate cele mai importante evenimente din țara noastră. Activitatea jurnaliștilor este uneori asociată cu risc pentru viață, iar valoarea ei nu poate fi supraestimată. Sunt sigur că jurnalismul nu este doar o profesie, este o vocație și o îndepliniți la cel mai înalt nivel. Cu ajutorul dumneavoastră, cetățenii noștri primesc informații complete și veridice despre tot ce se întâmplă în Republică și în lume. Sunteți de mare valoare pentru stat și societate. Tirajul numărului de sâmbătă arată că practic fiecare a 20-a persoană din Republică citește acest ziar. Dezvoltăm și rețelele sociale. Ziarul este pe rețelele de socializare, dar încercăm să ne asigurăm că ele nu depășesc ziarul. De-a lungul străzii Pocroavelor, în zona redacției noastre, băieții pun asfalt. Iată o istorie recentă. Merge o femeie și spune, l-am văzut pe acest bărbat în ziar. Și băieții au venit la redacția noastră și ne întreabă, unde putem procura ziarul? Ne-au spus că este fotografia noastră. Vreau să vă spun că avem tineret minunat, pentru că își cunoaște națiunea, o iubește și înțelege că avem trei limbi, există prietenie. Avem prietenie adevărată între popoarele noastre. Dragostea pentru plaiul natal, patriotism, acest lucru a fost demonstrat de evenimentele grele care au avut loc. Războiul ne-a demonstrat cum ne apărăm țara, cât de pregătiți suntem să ne dăm viața pentru patria noastră. Acesta este caracterul nostru nistrean, el se deosebește de caracterul vecinilor noștri. Indemnizații pentru cei care decid să înfieze un copil. Guvernul a propus majorarea sumei. Părinții care înfiază copiii cu dizabilități peste 7 ani și de asemenea frați și surori beneficiază la moment de circa 2500 de ruble. S-a propus majorarea indemnizației unice până la 26.000 de ruble pentru fiecare copil. Считаю, что инициатива достаточно хорошая. Consider că inițiativa este destul de bună. Scopul principal este ca fiecare copil să își găsească familia. Aceasta este exact sarcina statului la care trebuie să lucrăm. În principiu, finanțarea este o problemă secundară, absolut secundară. Trebuie în primul rând să avem grijă, desigur, de copil, de viitorul lui, de statutul social, de sănătatea psihologică și așa mai departe. O altă propunere este de a acorda indemnizații pentru adoptarea unui copil sub 18 ani. În prezent, plățile se acordă doar celor care înfiază copiii de până la 14 ani. Proiectul de lege va fi transmis Sovietului Suprem. A rămas puțin timp până la vacanța de vară și pentru elevii care doresc să muncească, dar nu pur și simplu să stea acasă, sunt multe variante. Ludmila are 14 ani, învață la școala numărul 9 din capitală. A aflat de la colegii de clasă despre câștigul adăugător de vară.
Cred că dacă ai un scop, apoi nu e greu. Va fi primul lucru în viața mea. Puțin îmi fac griji, dar cred că mă voi isprăvi. Doresc să-l înscriu pe fiul meu pentru a câștiga suplimentar în timpul vacanței de vară. El va lucra în grădina botanică. Fiul adună bani pentru utilaj muzical. Are nevoie de microfoane și alt utilaj. Lucrul 5 zile în săptămână, câte 4 ore, de la 8 dimineața până la ora 12. Sunt multe direcții. În Institutul de Cercetări Științifice l-a rupt buruianul, cules legumele. În Parcul Ecaterinei, tunderea gazonului, în bibliotecă, în școli și Institutul de Arte l-a reparat cărțile, iar în Palatul Republicii la îngrijirea teritoriului. De tot mai bine de 200 de locuri de muncă, plus 100 de locuri adăugătoare la culesul cireșelor. În centrul de angajare în câmpul muncii din Bender, la fel, sunt multe direcții pentru adolescenți. Iată câteva cele mai populare. La noi în oraș deja este și o glumă. Toți vor concomitent să lucreze în bibliotecă, ajutor de bibliotecar. De 2 ani la noi participă la program și Muzeul de Studiere a Ținutului din Bender. Acolo se face înscriere în cărticica de muncă, ajutor al colaboratorului științific. Ei îndeplinesc practic același lucru, la fel ca și în bibliotecă, arhivă. În jurul muzeului este un teritoriu care trebuie amenajat. Copilul scrie cererea sau părinții dacă el nu are 16 ani. Cei care au împlinit 16 ani prezintă pașaportul, comandă la noi certificatul de asigurare, aduc un certificat de la școală plus o copie. Cererea din partea părinților și perfectează toate documentele la noi. Sunt îndreptați să treacă comisia medicală. Pentru a începe să lucreze, copilul trebuie să fie sănătos. Nu trebuie să aibă vreo alergie sau boli cronice. De tot în orașele și raioanele din Nistrenia sunt prevăzute mai bine de 850 de locuri de muncă pentru adolescenți. Informația o puteți găsi pe site-ul Fondului de Stat Unic. Cererea pentru lucrul în timpul verii poate fi depusă până la 1 iunie. Masterclass, concursuri, degustări, cadouri. Festivalul Sunt Antreprenor. El va avea loc în sâmbătă curentă. Vor participa mai bine de 100 de antreprenori din toată Nistrenia. Va fi prezentat totul de la produse de patiserie și brânzeturi la îmbrăcăminte și bijuterii. Vă veți putea chiar verifica văzul. Se vor aduna aproximativ 100 de antreprenori. Ei își vor prezenta produsele și serviciile în cadrul festivalului Sunt Antreprenor, dedicat sărbătorii profesionale a antreprenorilor. Vor fi multe locații creative, spre exemplu, un masterclass creativ de pictură. De asemenea, va fi degustarea de brânzeturi lucrate manual, ciocolate naturale, ceaiuri de autor, zefir, produse apicole. Și aceasta e doar o mică parte din ceea ce va fi la festival, sâmbătă, în Parcul Ecaterinei, începutul la ora 9 dimineața. Cunoașteți statutul HIV. În Nistrenia are loc testare expres. A fost deja la Grigoriopol, ieri și astăzi în capitală. Vor merge și în alte orașe din țară. Tiraspol, dispensarul republican pentru profilaxia și tratarea infecției HIV și hepatitelor virale. În ziua ușilor deschise, fiecare și-a putut verifica statutul HIV. Dacă la pacient în timpul testării e depistată infecția HIV, el este luat la evidența dispensarului. Acum nu există tactica așteptării. Vă testați și îndată începe tratamentul. Am văzut știrile Ministerului Ocrotirii Sănătății că are loc testarea expres gratuită la 4 infecții, cele mai răspândite și periculoase, hepatita, sifilis. Am decis să mă controlez. Când ești informat, e mai ușor a trăi. Ziua ușilor deschise, când poate fi făcut testul expres, e desfășurată de câteva ori în an. Dacă doriți să vă controlați îndată la 4 infecții, puteți face testarea expres. Astăzi în scoarul aviatorilor din capitală. Acțiunea începe la ora 17. Palatul Republicii, corul de stat, se pregătește pentru concert. Acesta va avea loc pe 22 mai, începutul la ora 18:00. În program, lucrările lui Tchaikovsky, Rachmaninov, Twardovsky și nu numai. În fiecare an se marchează zilele scrierii și culturii slave. Pregătim un concert pentru această zi, căci ortodoxia este direct legată cu muzica. Niciun serviciu divin nu are loc fără de ea. Concertul nostru se numește Dușemoia. Programul în sine e foarte sublim.
Mândria muzicii rusești. Acesta e deja concertul Orchestrei Simfonice către aniversarea de 220 de ani de la nașterea marelui compozitor, Mihail Glinka. Concertul e joi, 23 mai, începutul la ora 18. Va prezenta un concert mare și ansamblul de stat Viorica. Pentru public, cele mai preferate dansuri moldovenești, rusești, ucrainene, bulgare, muzică populară. Biletele pot fi procurate în Casa Palatului Republicii sau pe site-ul bilet.pmr. Muzeul istorico-etnografic din Dubăsari, păstrătorul istoriei. În anul curent, această instituție marchează jubileul de 50 de ani de la creare. În acest timp, aici au fost colectate exponate interesante și chiar unice. Așa, spre exemplu, este expoziția de minerale dăruită de locuitorul orașului Anatol Karelin. În total, 184 de obiecte. Avem colecție de keramică, keramică de uscasnic veche, avem colecție de suveniri keramice foarte bogate, toate acestea sunt exponate la expoziție. Avem colecții de diferite materiale în domeniul decorativ-aplicativ, printre care o colecție de, probabil tot unică, colecție de măsci, care a fost confecționată de pământeanul nostru, Serghei Fisărescu, din satul Gărmațca. Un loc deosebit îl ocupă expoziția consacrată istoriei și folclorului moldovenesc. Aici sunt prezentate obiecte de uscasnic de care se foloseau strămoșii noștri, covoare, prosoape țesute manual. Sunt prezentate și stativele la care munceau bunicile noastre. Printre obiectele de uscasnic, multe obiecte la noi au un secol de ani trăiți. Printre acestea sunt obiecte de piatră, cum este râșnița, are mai mult de 100 de ani. Covoarele care sunt țesute la stative. Exemplarul de stative unde se țesau toate aceste obiecte este la noi în muzeu. El nu este complet cu totul, dar în același timp copiii pot să-și facă impresie în ce fel el se amenaja și în ce fel se produceau toate aceste bunuri materiale. Cei care doresc să cunoască istoria Plaviului pot vizita Muzeul Istorico-Etnografic din Dubăsari. Ghidul le va povesti multe lucruri interesante. În satul Doibani 1, raionul Dubăsari, au avut loc competiții sportive, cursă cu bicicletele și alergare pe teren accidentat. Au participat sportivii și amatorii din Nistrenia și Moldova. Doibani 1, raionul Dubăsari. Asemenea, competiții sportive aici sunt organizate pentru prima oară. Au durat 2 zile. Au venit să-și încerce forțele la cursa de biciclete și alergarea pe teren accidentat mai bine de 100 de sportivi. Mulți participanți au venit încoace cu familiile. Maria Pironcova are 11 ani. Cu atletica ușoară se ocupă nu de mult. A parcurs distanța de 600 de metri și a venit prima. Tatăl ei a ales o cursă mai serioasă de 9 km. Sunt bucuroasă că am ajuns prima. Distanța n-a fost complicată pentru mine. Am parcurs-o ușor. La competiții a participat și familia Bodean din Doibani 1. În comun cu Svetlana a parcurs traseul și labradorul Bjorn. Eu nu mă ocup profesional de atletica ușoară, sunt amatoare, dar adesea participăm la diverse maratonuri sportive, avem și medalii. Asemenea, activități sunt interesante și bine că sunt organizate. Cel mai complicat la competiții le-a fost bicicliștilor. Ei urmau să parcurgă 22, 44 și 66 de kilometri pe un teren destul de accidentat. Distanța a trecut prin satele Doibani 1 și 2, Coicova, prin plantațiile de viță de vie. Etapa, de fapt, a fost complicată. Au fost 2 urcușuri mari, la mijlocul distanței și aproape de finish. La început eram în spatele rivalilor, dar mi-am acumulat forțele și i-am depășit. Drept rezultat, am ocupat locul întâi la distanța de 22 de kilometri. A doua zi, sportivii și-au încercat forțele la duatlon, adică au parcurs distanța atât cu bicicleta, cât și în alergare. Cam atât pentru astăzi. Cele bune în continuare și doar notezi plăcute. La revedere!